Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre animațiile din PowerPoint. Pentru fiecare element grafic care este introdus în diapozitivele unei prezentări, regăsim în meniul Animații un set de efecte care poate fi aplicat respectivului element. De exemplu, dacă selectăm un element de tip textbox, vom vedea că avem anumite animații care pot fi aplicate. Dar, dacă selectăm un element grafic 3D, cum este cel de pe diapozitivul cu numărul 2, pe lângă animațiile corespunzătoare uh, unui textbox, regăsim și anumite efecte 3D. Deci, în funcție de elementul selectat, regăsim un anumit set de animații. Pentru a stabili un efect de animație unui element dintr-un diapozitiv se parcurg următorii pași. În primul rând selectăm respectivul element. Să spunem că dorim stabilirea unui efect de animație pentru titlul din primul diapozitiv. Am selectat acest element care este de tip textbox. Executăm un click pe această săgețică din meniul animației și alegem, de exemplu, efectul numit Float In. La alegerea efectului se observă un mic preview al efectului respectiv. Pentru aplicarea unui efect de animație și subtitlului vom proceda în felul următor. Vom selecta subtitlul și de această dată vom alege efectul numit Fly In. După alegerea efectului se observă că butonul Efect Option a devenit activ. Deci avem posibilitatea să alegem anumite opțiuni pentru efectul ales. Vom alege opțiunea From Right, deci ca acest subtitlu să apară din partea dreaptă. Pentru a stabili mai bine proprietățile acestor efecte de animație, PowerPoint pune la dispoziție un panou al animațiilor numit Animation pane. În acest panou al animațiilor regăsim toate animațiile pe care noi le-am stabilit pentru elementele diapozitivului. Dar, pe lângă efectele de animație, regăsim și sunetele pe care noi le-am introdus în prezentare. Aceste efecte și sunete sunt numerotate în ordinea apariției lor, începând cu numărul 0. Deci, prima dată va fi rulat sunetul, apoi efectul titlului, și apoi efectul subtitlului. Dacă acționăm butonul Preview, vom vedea un mic preview a acestor animații. În această zonă a diapozitivului. Dorim ca efectul de animație al subtitlului să fie rulat odată cu efectul de animație al titlului. Pentru a stabili acest lucru, vom executa un click pe această săgeată în zona efectului de animație al subtitlului și vom alege opțiunea. Start with previous, adică să pornească odată cu efectul de animație precedent. În acest moment se observă că în căsuța corespunzătoare numărului efectului de animație din interiorul diapozitivului, în loc de numărul 2 a apărut numărul 1. Asta înseamnă că aceste două efecte de animație pentru titlu și pentru subtitlu vor porni în același timp. Acționăm butonul Preview și observăm că aceste efecte sunt într-adevăr pornite în același timp. În acest meniu contextual regăsim opțiunea Effect Option, unde regăsim opțiunile pe care le-am le regăsit la acționarea butonului Effect Option. Regăsim o serie de opțiuni pentru temporizarea rulării. Efectului respectiv, putem alege un anumit sunet pentru efect, ce să se întâmple după rularea animației și animarea textului, care poate fi făcut chiar și pentru fiecare literă în parte, alegând opțiunea By Letter. Să trecem acum la elementele ce se regăsesc în al doilea diapozitiv, unde avem o casetă de tip textbox. Și un obiect 3D. Pentru caseta de tip textbox voi alege efectul numit Fly In și ca opțiune pentru acest efect voi alege FROM Left, în așa fel încât textul să ne apară din partea stângă. Pentru obiectul 3D voi alege efectul numit turntable. Astfel, aleaua noastră se va roti pe tot parcursul uh, afișării celui de al doilea diapozitiv. În diapozitivul cu numărul 3, avem tot o casetă de tip text și 3 imagini. Pentru caseta de tip text, voi alege tot efectul numit fly in, cu apariție din partea stângă. Și acum pentru cele 3 imagini, voi alege ca aceste imagini să apară prima imagine din partea de sus, imaginea din prim plan să apară din partea de jos, Și aceasta a treia imagine să apară din partea dreaptă. Bineînțeles că doresc ca aceste animații să fie rulate în același timp. Pentru acest lucru voi alege ca efectul numerotat cu numărul 3 să pornească odată cu efectul pentru uh, prima imagine și bineînțeles că același lucru îl voi face și pentru ultima imagine. Acționez butonul Preview. și aș dori să modific timpul derulării acestui efect. Pentru a face acest lucru, voi merge pe meniul Effect Option, apoi pe tabul Timing, Și voi stabili ca perioada de rulare a acestei animații 2 secunde. Acționez butonul OK și observ că s-a modificat durata doar pentru imaginea numită Picture 5. Voi face același lucru și pentru celelalte imagini. Acționez acum butonul Preview și acesta este efectul dorit. Pentru diapozitivul cu numărul 4 voi alege același efect de intrare din partea stângă iar pentru imaginea bujorului o să aleg efectul numit Shape. Rulez acum prezentarea noastră în modul full screen. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!